Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin. Bună, Cătălina, bine m-a regăsit. Ieri, cu precauție pentru a n-aveam evita multe informații, orice situație incorrectă până la urmă, nu am furnizat nume, am menționat doar vag despre ancheta de Nea Cluj. Cred că știe toată lumea că a fost Sânta Cristi Crețu, vicepreședinte al Consiliului Județean. De Nea Cluj a venit să salte pentru că ar fi primit o șpagă de 40.000 de euro, ar fi fost prins în flagrant de DNA Cluj, ci că ar mai fi luat o șpagă de 40.000 de euro în decembrie, nu anul ăsta, care a trecut până 2020. La altul 2020. Astea sunt datele oferite pe piață. De Direcția Națională. Și mai știm, ce mai știm e că domnul Crețu a zis că el nu face declarații. Până la momentul, deci când i-a dat 24 de ore, n-a vrut să facă nicio declarație. Nici Vasile Răpan nu a vrut să facă declarații despre subiectul acesta. E o prevedere legală, dacă nu vrei, nu vorbești. Lucrul ăsta mie mi-a dat un pic de gândit, pentru că dacă într-adevăr, cum mă gândesc eu din afară, dacă într-adevăr n-ai nimic de ascuns, păi domnule, n-a fost, mi-a pus plicul, nu știu cum a fost acolo, pentru că nu știu cum s-a făcut flagrantul. A pus mâna pe bani, l-a înregistrat, video, audio, există probe în acest sens, nu știu, n-am fost acolo, nu știu. Informațiile până la ora la care vorbim noi sunt sărace, atâta știm că a spus patronul firmei că i-a dat, DNA o spune că a fost flagrant, domnul Crețu n-a vrut să vorbească, ți-am zis, aici e un semn de întrebare în ceea ce îl privește pe domnul Crețu, pentru că dacă într-adevăr n-ai nicio treabă, ce stai domnule, a venit, mi-a pus, mi-a făcut, nu știu, zici ceva. În fine, de văzut cum vor merge lucrurile în continuare. Pentru mine sunt astea două întrebări. De ce din nou Clujul? Exact. Mai voiam să zic că mai e o întrebare. De ce din nou Clujul? Înțeleg că domnul Răpan, patronul de la Autotehnorom, cel care... Denunțătorul care zice că a dat șpagă, el ar fi vrut cu Clujul. Adică DNA Suceava ce are? Nu, stai un pic. DNA Suceava înseamnă că e prost văzut. Sau că poate cineva crede că partidul are prea mare influență. Cătălina, asta e mult de discutat aici. E foarte mult de discutat. Teoretic, partidele nu au influență. Teoretic. Deci DNA-ul e un instrument, s-a dovedit de foarte multe ori, un instrument politic. În cazurile foarte importante a fost un instrument politic. Iar liderii PNL au fost de multe ori pro-DNA. Pro-DNA, dar au fost și prinși de DNA. Au fost sau și prinși, dar ei au fost pro-DNA, adică DNA să facă tot ce vrea. Cam ăsta a fost sloganul. DNA. Adică să zic victime. DNA este un jucător politic. S-a dovedit de atâtea ori că este un jucător politic. Pentru că a intervenit, s-a dus și peste guvern. S-a dovedit că a fost o mare porcărie să intre peste guvern, să vadă ce acte normative a emis. A arestat oameni înainte de alegeri. A se vedea Ludovic Orban, care era dat candidat la primăria Capitalei, nu? Nu l-a asaltat DNA-ul. Și de multe ori s-a băgat în actul politic. După aia a fost Vasile aia Vasile Blaga, iarăși. Vasile Blaga, Tony Blair. Că ce a făcut cu Tony Blair? Că l-a invitat pe câți bani și l-a invitat. Deci niște chestii din astea halucinante. Deci DNA trebuie privit și ca un jucător politic. Acum, deși n-are voie. Ce completare ai făcut? Da, are voie. Scrie în statut că DNA trebuie să facă păi, politic. Păi, știi cum e? Eu trebuie să păzesc și lucrurile astea, să fie zise. Deci chestiunea asta cu domnul Crețu, n-am fost acolo, nu știu, să vă dovediți, a zis că ridică un semn de întrebare asta. Însă, de ce Clujul? Înțeleg că a vrut domnul Răpan, dar de ce Clujul și de ce nu Bucureștiul? De ce nu DNA Iași? Că sunt atâtea. Ai DNA-uri tot aici, aproape, nu? Te-ai dus la Cluj. Nu știu, înțeleg că domnul Răpan are o legătură la Cluj cu știrea apărut pe un site din Cluj. Poate că domnul Răpan a aderat la grupul de la Cluj. Grupul de la Cluj, un grup format din oameni influenți. Ăsta este un grup format mai de mult, când au plecat la drum cu Vasile Pușca și cu Vasile Dâncu, cu Ioan Rus, da? Niște învârtitori din Cluj. Și acest grup de la Cluj de-a lungul timpului s-a dezvoltat și el cuprinde din toate partidele oameni de afaceri, investitori în diferite domenii, inclusiv în domeniul sportului, politică și așa mai departe. Grupul de la Cluj este foarte influent în România. Eu de enori am spus aici. Cred că de enori. Că acest grup de la Cluj învârte România pe degete.
Ar putea fi asta o explicație? Și care... poate domnul a aderat la grupul de la Cluj. Ori grupul de la Cluj vrea el să facă toate porțile în țara asta și cum scoate capul câte unul îi dăm în cap. Eu nu zic de domnul Crețu, unde vreau să ajung. Deci asta, se pare că domnul Răpan a aderat la grupul de la Cluj. Și de ce Clujul iarăși arbitrează ce se întâmplă la Suceava? Pe mine e lucrul ăsta, pentru că eu sunt, și lucrul ăsta l-am spus de enori, țin cu Suceava foarte mult. Peste tot unde merg vorbesc de Suceava de bine. Aici, la noi în curte, ne mai criticăm, ne mai așa. Dar când e vorba de ieșit din ograda noastră, eu sunt foarte sucevean. Clujul a făcut și plângere cu groapa de gunoi de pe Mestecăniș. Bă, cineva de la Cluj, o casă de avocatură. Mă, nu știu cum, naiba vine Clujul ăsta și tot se bagă. Clujul, de fapt, capitala României, eu cred că e la Cluj. Dacă una stau. Neoficială, da. Și el învârte Clujul ăsta toate chei. Deci asta e o întrebare, de ce Clujul? Așa, și a doua întrebare, de ce la două zile după ce s-a aflat că Gheorghe Fluturu va fi președintele PNL? Nu cred că aici e doar o coincidență. Nu cred că este o coincidență. Nu cred. E un conflict între Consiliul Județean condus de Gheorghe Flutur și Vasile Răpan cu Autotehnoromul de la drumul ăsta, Dolhasca, Suceava. Cert este că s-a lucrat puțin pe drumul ăsta. Ci că s-a lucrat bine, lucrările ar fi de calitate, dar s-a lucrat puțin. 30% pe tronsonul Dolhasca, Suceava și 20% pe tronsonul alalt. Asta știu de la domnul Girgan. Știu. Nu s-au făcut de conturile cum trebuie. Eu știu că s-au scumpit materialul. Sunt păreri din partea asta la altă. Eu știu că s-au scumpit materialul, așa este. Acum am văzut că guvernul, azi spun toți, a spus și domnul Ciolacu și Sorin Grindeanu, gata, dăm ordonanță, nu știu ce dăm, să actualizăm prețurile, că se închid toate șantierele, nu mai Autotehnoromul mare de pătimit. Dar întrebarea e de ce nu s-a mișcat mai repede, mai demult Autotehnoromul? De ce n-am făcut lucrările mai repede? Da? Că de când e început drumul ăsta? De ani de zile. Păi dacă le făcea mai repede, nu mai apuca scumpirea de materiale. Asta e. Poate că s-a lucrat pe mai multe șantiere? Nu știu. Trebuia să iasă să spun atunci că nu s-a făcut de conturi și în momentul în care nu faci... Păi da, s-a împrăștiat pe câte șantiere s-a împrăștiat. Ne amintim că și la șoseaua de centură. Păi și când s-a terminat șoseaua de centură? Țărit. Autotehnorom a fost lider pe lucrare, da, știu. La finalul lucrării. Bun, și lider de lucrare și aici e o chestiune foarte complicată. Cert este că s-a lucrat puțin și Autotehnoromul e șef de lucrare, e șef de asociere sau cum se cheamă. S-a lucrat puțin. Și că, din informațiile publice, Autotehnorom a cerut ruperea contractului. Consiliul Județean, în replică, a pus să facă niște, cum se cheamă, garanții. Să execute garanții. Că dacă nu făcea asta, venea Curtea de Conturi, nu? Nu-ți vine Curtea de Conturi, te întreabă, mă, tu ce faci? Și e un conflict. Deci este un conflict între Consiliul Județean, care e condus de Gheorghe Flutur, și Autotehnorom, condus de Vasile Răpan. Mergând pe această teorie, așa, în plin conflict, dacă există solicitarea de mită, era cel mai bun moment, da, să nu știu, ceri poate, mită? Poate a zis că... Dacă există vreun moment bun să ceri, păi mită. Dar poate a zis, domne, hai că dă, și nu ce, mai execut, dă ceva mai și revenim. Am să nu știu. Cătălea, nu știu. Deci nu știu. Eu știu asta. Că Autotehnorom a lucrat puțin, că Autotehnorom a cerut rezilierea contractului și că e un conflict între Autotehnorom și Consiliul Județean și că Gheorghe Flutur are o relație proastă cu Vasile Răpan. Eu asta știu. Și acum... Și că era la București Gheorghe Flutur când s-a întâmplat vizita. Bun, și acum dacă facem la scenarii. Și eu cred că Autotehnorom, prin patronul, a vrut să se răzbune pe Gheorghe Flutur și a dat-o la temelie când a ajuns președinte interimar al PNL. Sau a vrut să-și salveze afacerea. Da, bineînțeles că doar nu a vrut să-și distrugă afacerea. Normal că a vrut să-și salveze afacerea, eu știu câți bani sunt acolo. Zic că poate că există și... Eu știu câți bani sunt acolo, dar a fost, cred că, și o chestie de răzbunare să lovească la ficat, să-i dea la temelie lui Gheorghe Flutur, acum când este președinte PNL. Și când s-a atras atenția. Acum, cu Cristi Crețu, cred că e cariera lui încheiată, pe politic și administrativ, cred că e terminat, indiferent de ce se va întâmpla. A fost în situația asta și Florin Sinescu, Știu, e altă ceva. Acum, Gheorghe Flutur nu mai poate să-l ține pe Cristi Crețu. Acum, nu poate. Nu poate să-l mai țină vicepreședinte al Consiliului Județean, își va pierde funcția asta. Dar eu cred că asta a vrut... De ciudă, Vasile Răpan, că afacerea n-a mers, că aia cu drumul, că nu-s bani, că așa, că s-a reziliat contractul, că e pus să ia bani cu garanții, și cred că s-a ales acest moment intenționat,
E intenționat ca să-i o dea lui Gheorghe Flutur. Deci ținta aici nu a fost Cristi Crețu, ci a fost Gheorghe Flutur, ținta principală. Am nu știu ce ori fi avut ei, că zice că i-a mai dat, dar nu... Deci aici nu rămâne știu. Dar avem chestiile astea. Când, deci recapitulez. Iarăși Clujul, cu grupul de la Cluj care e foarte influent, da? Clujul care e și cu groapa de gunoi, Clujul e și cu dumurile județene din Suceava, văd acum, iau tot enormul care nu și-a făcut treaba, că s-au scumpit materiale repede, dar nu s-a mișcat mai repede atunci, că nu sunt muncitor, dar i-a dus pe alte șantiere. Oricum, asta este și situația. Și că nu și-a primit Consiliul Județean vrea să... Probabil că nu și-a... Câte de-aia am fost acolo, am văzut contractele. Eu acum vorbesc despre ce a apărut și în spațiul public, da? Și sunt niște certitudini. A lucrat puțin, a lucrat puțin, nu? Trebuia să explice atunci, că nu-mi dă bani, că m-a furat arbitru, să spune ceva. Dar în municipiul Suceava cum a lucrat autotehnică în România? Te rog să-mi spui. Păi nu prea a lucrat. Păi nu, zicea că n-are oameni, dar ce? Păi dacă ai câștigat licitația, du-ți oameni. Dar ce vrei să aduc eu? Oameni sau cine? Vrei să aduc oameni dacă tu ai mers la licitație? Te întinzi cât îți este plapma. Nu te duci la 7 licitații. Te duci la una și îți faci treaba. Nu te duci la 8 și îți împrăști oamenii. E conflictul Consiliului Județean Autotehnorom Gheorghe Flutur Vasile Răpan și eu cred că a fost o chestiune de răzbunare pe Gheorghe Flutur. Bun. Mai departe, ce am observat eu? Odată Gheorghe Flutur a avut noroc. Pentru că a fost chestia cu Zelenski în Parlament. Toată presa s-a dus pe Volodymyr Zelenski și a zis... Până ajungem noi să dezbatem pe larg subiectul, el va fi disecat pe toate părțile. Dar s-a dus la televizor. Pe Zelenski. A avut noroc aici. Pe de altă parte, ce am mai observat? Presa, care altă dată era foarte dură, Gheorghe Flutur a fost menajat. Ce citesc eu de aici? Că Gheorghe Flutur nu are nicio problemă cu București, cu Klaus Iohannis, cu premierul sau cu cineva. Dacă ar fi fost o chestie orchestrată de București, era ajunctul baronului Gheorghe Flutur. Era făcut în toate felurile, dar este o liniște suspectă. Mulți au prezentat vicepreședintele Consiliului Județean Suceava fără nicio legătură cu Gheorghe Flutur. Câțiva au scris că subalternul... Că președintele e Gheorghe Flutur. Așa. Dar dacă ar fi fost... De la PSD, în perioada când Klaus Iohannis era cu ciuma roșie, era terminat. Era linșat. Dar acum a fost o liniște suspectă. Deci eu cred că e o chestiune, deci odată personală a patronului de la Autotehnorom, poate fi, dacă domnul acesta de la Răpan a aderat la grupul de la Cluj, poate să fie o lovitură a grupului de la Cluj. Stai mă tu în banca ta la Suceava acolo și vezi de lungul nasului, da? Adică termină-ți interimarul și interimatul pe urmă să nu mai visezi la altceva. Hai, vale acasă, da? Poate să fie și chestia asta. Și apoi avem DNA-ul, care DNA e dispărut de multă vreme, nu mai e cu raportări cu arestați la hectar. Nu mai are obiectul muncii, nu mai a apărut un om de afaceri din Brașov, că la DNA-ul i-a făcut dosar și că l-a condamnat instanța, se lăuda DNA-ul. Că mai prins nu știu ce consilier. Adică e cu pește mici acum. Și când a auzit, băi, avem omul lui Flutur, ajuntul lui Flutur. Gata, hai, pe el. Adică să se și evidențieze. Deci sunt mai mulți factori. Și DNA-ul, cum să scape o asemenea ocazie? Facem o pradă bună. O pradă chiar bună? Dacă, uite DNA-ul, chiar lucrează. Dacă va fi sau nu va fi. Da, nu știu. Deci uite, DNA-ul lucrează, despre asta e vorba. Vorbim aici de milioane de euro în lucrări și de... Oricum știi, de 40 de în situația asta este foarte complicată, dar astea sunt lucrurile pe care le-am observat eu și asta este o scurtă analiză pe care o fac eu având la dispoziție informații din spațiu public, intuiție și niște informații din spate și din alte surse și mi-am asumat să spun și la radio și aici lucrul ăsta, cu toate că lumea înjură. Evident că mi-am asumat lucrul ăsta că să fiu înjurat. Dar mă așteptam la mai multe de la colegii noștri să facă mai multe analize. Toată lumea a scris atât. Ori facem presă, orice
dracu facem păi, aici? Păi, Sorin, e numai unul. Nu, e chestia că numai unul. Bă, da, dați-o dracului de treabă, adică ce presă e asta? Dăm numai știrea și nu... Bă, dați-mi tu, hai lămuriți-mă, că omul așteaptă să-i spun, dacă îi dai numai asta, așa, bun. Și pe urmă comentează 10, 20, 30, 100, așa și... Se înjură foarte mult. Nu, domne, hai să vedem. Ce, măcar cine, să te înjure pe tine, să nu da, se înjure între să, ei. Da. 11 lei e norma de hrană acum în spitalele românești. Pe zi e această sumă. O reușită mare, înțeleg că e dublarea acestei sume, aproape dublarea, până la 20 de lei. Mai e nevoie de aprobare în comisiile din Camera Deputaților și de vot. Stai, că dacă stai așa, știi, noi am participat la o dezbatere foarte importantă. Adică tema era importantă, știi? Libertatea presei. Presa a ajuns aproape nimic, un zero absolut. S-a ajuns o trompetă. În ce sens trompetă? Comunică din comunicate de presă ce trimite. Niște fâsâite din asta. Asta este. Eu crea de transmisie, nu mai comunică. Da, mă, dar emite și niște opinii. Dar de ce se întâmplă asta? Din cauza riscurilor la care da, te păi nu, pentru că există presiunea rețelelor de socializare unde toată lumea știe foarte bine, cu toate că are informații dintr-o sursă, de la BEC sau de așa, și se teme. Bă, dacă așa, hai să închidem tot. Dacă nu, lasă-mă să te înjure. Asta e, te înjură. Poate să spun, dar despre mine n-a zis că... Câte s-au zis despre mine la viața mea, mai zicea că am teren la, aici mă, la Șipote. Ai avut acolo teren? Că de-aia fac eu să treacă parcul Șipote la primărie, să-mi dea mie terenul ca să-mi fac vilă. Doamne ferește. Și multe chestii câte am auzit despre mine, că-s plin de bani. Și... Bă, deci aud niște chestii, mă... Da, mă, de regulă zi, e zi, mitul zi. Acesta că da. Oamenii care lucrează în presă sunt toți plătiți cu salariul Andrei Esca, despre care nu se știe ce valoare și are. Odată lumea e foarte rea, știi? E foarte rea, merge ușor după fentă. Dar ce, acum, și pe ce dacă mare stai... lucru faceți voi acolo la televizor? Da. Dacă asta stai... citește de pe prompter, că nici măcar nu învață pe de rost și el le știe pe toate. Da, bineînțeles. Dar dacă stai așa că scrie Vasile sau Costică sau Mirabela, scrie pe Facebook, care ei abia știu literele alfabetului. Revenind la norma de hrană. Asta, norma de hrană era oricum ceva incredibil. A crescut pe guvernarea... PNL, USR cu un leu. De la 10 la 11 lei. Pe zi. Mă, dar ce naiba cumperi cu un leu? Păi nu mai pot să cumperi decât sacoșa de plastic. Nu, da, covriși de un leu mai sunt. Câte covriși? Un leu 50. Am mai luat Ovidiu pe la radio, dar nu știu, am uitat câte 2 lei, nu știu. Păi cum să crești cu un leu? Păi ce naiba cu un leu? Cu un leu abia ți-ai o apă plată, făcută, luat de la chiuvetă, de la broșteni. Ce, știi, cele mai proaste ape. Cred că alea sunt mai ieftine de un leu. Cum o să dai 20 de lei la ucrainieni? Din prima ai dat 20 de lei și tu țineai spitalul cu 11 lei. Da? Cum au venit cu refugiații, dai 20 de lei și păi, în momentul ăla trebuia să o și la spitale. Ai așteptat să se facă prin țară campanii, să spună. Cum îți dai 11 lei acolo și dădeai la refugiat 20? Dă-i măcar și românii 20 de lei. Bun, acum o să crească. Dar până acum chiar mă, da, nu, nu te duce lei, capul. Sorine, vorba de 3 mese pe zi și da, regim special de hrană la mulți dintre bolnavi. Bineînțeles, Cătălina. Da. La regim special sunt și alte... Cu 20 de lei te mai descurci când faci mâncare mai multă, când negociezi, iei cartofi mai mulți la un preț, în fine. Da, Sorin, dar tot orez și pui. Da, Cătălina, scuze-mă, dar tu acasă mănânci numai fructe de mare? Hai, mă, nu, da, dar nici la spital 2 săptămâni nu poți să mănânci numai orez cu pui. Da, bineînțeles, dar din 11 lei, decât 11 lei, 20 de lei, mai faci ceva din 20 de lei. 11 lei pe naiba, e o porcărie 11 lei. E chiar o porcărie, dar din 20 de lei mai faci. Hai acum să nu ne mai... Că unii oameni săraci acasă nu mănâncă de 20 de lei pe zi. Pe de altă parte, dacă te uiți pe site-ul spitalului... Deci cât înseamnă 20 de lei pe zi, ori 30 de zile? 4 euro înseamnă, dacă te gândești așa. Dar știu, nu, 600 de lei, da? Păi sunt oameni săraci care nu mănâncă de 600 de lei pe lună. E adevărat că mâncarea la cazan iese mai ieftină pe porție.
Pe site-ul Spitalului Județean, cel puțin în anul trecut de Paști, s-ar putea să fi rămas bunul acesta obicei, e publicat meniul în avans pe o săptămână și chiar departajat așa în funcție de nevoile. Bun, eu am vorbit cu domnul Calancea. Era destul de complex și Cătărina, combinat de nutriționist. Da, mai cum a crescut 4 copii, cu câți bani crezi că aveam noi acasă? Hai mai, Cătărina. Da, e adevărat, dar sunt bolnavi și totuși. Păi dar crește tu sau patru copii la centrele. Auzi, crește tu 4 copii, soț, soție, 6 oameni, cum îi hrănești tu? Adică ai tu 3600 pe lună de mâncare într-o casă. Ca să aloci câte 11 lei pe zi fiecăruia. Câte 20 de lei. Da, că te-ai înțeleg ce zic, dar eu zic că 20 de lei e o sumă decentă în condițiile în care România e ruptă în fund, da? Am văzut-o pe doamna Firea, bogata doamnă Firea, soția domnului bogat Pandele, care nu mai pot de bani. Și cum face ea chestii sociale, ea cu domnul Ciolacu. Cum fac ei, PSD-ul face. Ci că dă vouchere de mâncare de 50 de, vor să dea de 50 de euro pe 2 luni, vouchere de excursii, vouchere de nu știu, voucher. Da, pachetul social acum e în dezbatere da, în coaliție. Okay. O să vedem. Dar zi și mie de unde. Dar zi și mie de unde, că nu pricep. Da, și iarăși dă, eu nu zic să nu se dea că e, dar ei nu produc nimic. Deci ei nu sunt în stare să producă ceva pentru a avea din ce să dea. Și mai închis și șantierele. A venit doamna Firea, produc, da, acum au zis că dau bani și pentru așa. Doamna Firea, ea e foarte priceput. Ea e pricepută rău, am văzut câte... Nici urma să toace banii, dar să-i facă nu știu. Da? De unde dai banii ăștia? De unde aici, dai? Asta este aici întrebarea. E nevoie câteodată de Florin Câțu. Florin Câțu. Să-ți găsească. Mă, dar trebuie niște oameni care să producă. Ce ați produs voi? Ce faceți? V-ați apucat să deschideți centrala de la Crucea? Nu. V-ați apucat să vedeți care mine sunt rentabile să faci ca să nu mai fii dependent de gazul de la Roși? Nu. V-ați apucat de făcut hidrocentrale, ați scos astea planurile de la Sertar să mergeți să faceți hidrocentrale? Nu. Sisteme de irigație? Sistem, v-ați apucat să faceți ceva? Deci voi ce produceți în afară de vorbe? Că asta numai să vii să spui să fii pe placul omului. Da, da, întâi produc banii aia, fă cumva. Dar ei nu produc nimic. Social-democrația ar trebui să fie un echilibru perfect între social-democrația și liberalism. A zis Florin Câțu că facem noi vaccinuri. Păi, numai din astea. Și 20 de lei cred că e o sumă. Și dacă, revin la aia cu 4 copii. Păi maică mea din ce făcea? Dintr-un pui făcea 8 feluri de mâncare și mâncam. Hai, dacă la spital ai un bucătar meseriaș și cu niște oameni ca lumea și când negociază materia primă e o mai ieftin și au și inventivitate și sunt dedicați, îți fac mâncare, da? Dar repet, în practică se acasă. Întâmplă asta din ce am înțeles, păi că nu se plângă oamenii de mâncarea din spital, din potrivă. Nu, dar eu știu că au fost oameni în spital. Auzi, dar când ajungi, când stai la spital, numai de mâncare nu-ți arde. Hai pe bune. Dar tot îți trebuie. Îți arde, nu-ți arde, îți trebuie. Dar sunt oameni care nu mănâncă deloc, că nu adică pot. Ce, preferă perfuzia? Nu, dar sunt oameni care efectiv nu pot să mănânce. Dar să le dea capsule, că la cosmonauți, știi, să-și ia... Plus că mai vin și de acasă. Sunt cazuri și cazuri. Dar cu 20 de lei, dacă vrea cineva, gătește. Pe principiu că dacă te descurci cu 11, cu 20 e foarte bine. De-aia zic, e lux. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin.